Avem aici două trotinete din aceeași clasă. Cosine, Cosine. La cameră, cum stai? Avem modelul DM10 pe care vi l-am mai prezentat și mai avem 10X. Așa este cunoscută de toate brandurile care au importat-o, 10X. Ambele trotinete au două motoare de 1000 de W fiecare. Asta are puterea limitată din controller. Asta înseamnă că trotineta aceasta, 10X-ul, merge ceva mai repede. Asta merge cam cu 55 km la oră, asta până în 60. Motoarele au aceeași putere pentru că având același controller cu descărcare de 25 A fiecare și având aceeași putere pe baterie de 52 V. Dar legal, amândouă merg cu 25. Asta are baterie de 52 V cu 26 A. 10X-ul are o baterie de 52 V cu 18 A. Deci asta înseamnă că 10X-ul are o putere. Puterea bateriei este 936 W, iar la DM10 puterea este 1352 W. Asta înseamnă că această trotinetă puterea este cu 44% mai mare decât la 10X. Ok, odată lămurit aspectul bateriilor, motoarelor, controlerilor, haideți să începem cu lucrurile mărunte, cum ar fi dimensiunea fiecăruia, piesele fiecăruia, designul și ce mai avem de văzut. Puteți să măsurăm? Deci, 10X-ul, așa cum se vede, are un ghidon mult mai lat, adică n-am ochelari. Bun, deci 10X-ul are un ghidon cu o lățime de 66 de centimetri. Da. Comparativ cu DM10, care are un ghidon de 57 de centimetri. Înălțimea este cam tot acolo. Diferența la ghidon este că DM10 are această bară unde se pot pune accesorii. Diferite accesorii, un telefon, faruri, claxoane. Bun. 10X-ul are frâne generice, mecanice, comparativ cu 10X-ul care are frâne de la NAT și sunt frâne hidraulice. Bun. Cosmine? Da. Ce e asta? E de design. E o chestie mișto, e de design așa. Scârțe. 10X-ul are contact cu cheie și potențiometru pentru a putea vedea tensiunea din baterie. DM10 nu are așa ceva. DM10, în schimb, are display monocolor pe albastru, foarte ușor de citit în lumină sau pe timpul zilei. 10X-ul are un display color, așa cum se vede. Amândouă au același sistem de pliere. Nu-l desfac, că nu pot să, n-am una funcțională. L-am strâns eu pe ăla, nu mai pot să-l desfaci. Bun. 10X-ul are roți pe 10 inci, frână mecanică, o frână generică și are suspensie hidraulică. Reglabilă, da. Și există posibilitatea să fie reglată. DM10 are frâne hidraulice NAT, discuri de 160 de mm, discuri ventilate. Aici avem discuri de 140 mm. De la stock. Aici vorbim de o suspensie pe elastomeri. Această suspensie este mai rigidă. Deci această trotinetă poate fi folosită pe drumurile de oraș. Iar această suspensie, fiind hidraulică, este foarte elastică, foarte bună pentru off-road. La DM10 pe spate avem aceeași suspensie pe elastomeri, frână hidraulică, disc de 160 de mm, 10X. Avem pe spate o frână hidraulică cu arc, având și posibilitatea să fie reglată, frână mecanică. Deci același ca pe față. Același ca pe față. La DM10 anvelopele sunt mai late. Da, se vede asta cu ochiul. Bun, haideți să vedem ceva dimensiuni. La DM10 avem o placă a cărei lungime este de 60 de centimetri. La 10X lungimea plăcii este de 54 de centimetri. Aici avem o lățime a plăcii de 29 de centimetri, iar aici avem
23 de cm, de 6 cm. Deci DM10 are placa și mai lungă și mai lată. Aceasta este și mai scurtă și mai îngustă. Garda la sol, la 10X, este de 18 cm. Este tot de 18, dar înălțimea plăcii, aici vorbim de 27 de cm, iar din coace vorbim de 25 de cm. Deci e mai înaltă cu 2 cm. Iar ca lungime totală, pentru că brațele la 10X sunt mult mai lungi, pentru a avea loc suspensia, nu avem ruleta așa de. 27. 90 cu 27, 135. 117. 1,27 m. Deci aceasta este mai lungă fix cu 10 cm. 10X este mai lungă cu 10 cm. Exact, trebuie ca să nu mai munca pe lift. Nu știu. Deci aici vorbim de un preț de 6200 de lei pe 936 de W baterie. Aici vorbim de 5800 de lei pe 1352 de W. Asta înseamnă că diferența de aici avem un preț de 6,62 de lei per W, iar aici avem un preț de 4,29 de lei per W. Ceea ce înseamnă că această trotinetă este mai scumpă cu 54% dacă facem un raport lei pe watt. Nu știu ce este și ce nu o să înțeleagă. Care nu interesează pe nimeni. Bine. Dar DM10 momentan nu are aripile montate. Văd. Explică-mi și mie ce înseamnă chestiile alea roșii de pe aripa de la 10X. Ce sunt alea? Lumini? Nu. Sunt niște ornamente, nu fi răutăcios. Dar nu, clar, nu înțeleg ce sens au. Ornament. Design. E frumos. Unora le place. V-a explicat Cosmin, astea sunt specificațiile. Din punctul meu de vedere nu e mare diferență între ele. Prea multe cifre, prea multe calcule, o să le iau să văd ce suspensii au. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta aici, Cosmin. Mi-a ridicat mâna, vezi că sunt role. Da, foarte mișto suspensiile. Doar că astea sunt frâne mecanice, iar trotineta are vreo 40 de kg, să zic. Nu, are 34. 34 de kg, dar totuși frâne mecanice la 34 de kg. Mi-ar fi frică să merg cu ea, nu știu. Adică la prețul ăsta, că e mai scumpă decât aia, din ce am înțeles. La prețul ăsta trebuia incluse frâne hidraulice, fără discuție, și la greutatea asta. Părerea mea. Acum ea e mișto, doar că dacă ar fi să mi-o cumpăr eu, n-aș avea unde să o bag pe asta în lift. Ar trebui să o car pe scări, așa că pentru mine iese din discuție. Să vedem DM10. Ho, 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 asta e la înălțime. Ok, deci se vede din prima săritură că suspensiile nu sunt același lucru cu ăla hidraulice pe arc. Astea sunt ca și cum ar fi pe cauciuc, sunt foarte solide. Deci n-ai cum să te bălângă prea mult. Asta e bine la viteză, pentru că dacă ai viteză mare și te bălângă pe alea, o să sar de pe ea la un moment dat, o să faci. Aici sunt frânele hidraulice și n-am nicio teamă să merg cu asta. Plus că e atât de scurtă încât încape la lift parcată lateral, la fix, lateral, pe colț, așa. Sigur? Îmi rău spatele cu ea. Da, asta e mai ușoară, asta are undeva la 30 de kg. Ok, pe asta aș putea să iau și pe scări. Dar aia e foarte grea și e foarte lungă. Deci dacă ar fi să aleg între astea două, la mine e simplu. Hong Hao. Cu Goji Booster. Ok, ne-am lămurit ce putere are fiecare, ce dimensiune de roți are fiecare, ce discuri etc. Acum o să le iau la chestii mărunte, cum ar fi design și aripi. Asta nu are aripile pe ele, dar le știți din alte videouri că sunt aripi destul de mari, pe care încap cauciucuri și de stradă și de off-road și chiar mai mari decât alea, fără să atingă aripa. La astea, în schimb, dacă aș pune cauciucul ăla
Părerea mea e că ar atinge aripa. Sincer, aripile astea mie nu-mi plac deloc. Nu înțeleg ce caută chestia asta roșie aici și aici. Nu înțeleg ce caută la fel pe spate chestiile astea roșii, pentru că nu au lumini în ele, nu sunt ochi de pisică, nu sunt nimic, sunt niște plastice roșii. Deci eu nu le înțeleg. Brațele, în schimb, au un design foarte frumos. La DM10 este un braț standard din ăla ca la Dualtron. Doar că la brațele astea, din ce observ eu, tot așa, dacă pun cauciucuri mai mari, să zicem că aș da aripa jos și aș pune cauciucuri mai mari. Eu am o chestie că vreau să pun cauciucuri late. Aici este un spațiu de un deget unde mai încape cauciuc. La DM10 până la suspensie e un spațiu de un deget jumate. Da? Deci aici sigur încape orice mărime de cauciuc de 10 inci. Aici am dubii dacă pot să-l pun, pentru că aici, de exemplu, e mai puțin de un deget la margine, unde vreau să fie cauciuculat. Deci asta e un minus pentru mine dacă ar fi să-mi aleg trotineta. În rest, designul e foarte mișto, suspensiile îmi plac foarte mult, se pot regla, sunt pe ulei. Cablurile sunt băgate pe aici, la fel ca la DM10, intră pe aici, așa. Ce nu mai îmi place la trotineta asta, frânele, după cum am spus mai devreme, mi se par inutile pe o trotinetă atât de mare, grea și puternică. Trebuia neapărat frâne hidraulice. Capacele astea foarte mișto, nici nu iasă de aici. Bine că le-au băgat ca să nu se zgârie, să nu ruginească piulița. Are și DM10 la fel. Ăsta e chiar mai bine că are piulița acoperită, deci nu poate să se ruginească pe acolo. În partea de jos avem aici o gălăgie de șuruburi. Deci avem asta în formă de stea, care sincer nu știu ce caută pe trotinetă, pentru că asta se strică foarte repede. Trebuie imbusuri mici, părerea mea. Mai avem 4-5 șuruburi. Ăsta este o bucată de aluminiu aici care văd că ține baza la un loc. DM10 nu are așa ceva. DM10 are 2 șuruburi mari aici. În spate, în schimb, avem 2-4-6 șuruburi. Aici avem în spate 2-4-7 șuruburi, tot la fel. Plus astea mici, care sunt de la plasticurile de la LED-uri. Deci astea încă 2 ornamente inutile, după părerea mea. Nu le înțeleg rostul, sunt și urâte. LED-urile, la fel ca la DM, 2 albe și 2 roșii. O chestie care îmi place aici sunt protecțiile pentru cabluri. Din oțel, la ruginește. Ok, ruginește, dar măcar ține cablul să nu se lovească sau să se taie. Chiar dacă ruginește, nu contează că cablul nu e afectat. Și îmi place că e prins peste tot, este prins foarte bine, încât să nu sară, să nu atingă roata. Asta e un plus. Dar totuși ruburile astea nu le înțeleg și asta nu le înțeleg. Da, la DM10 cablul trece direct prin braț, cum v-am arătat, este gaură prin braț și are un șanț pentru cablu. Discurile de frână la trotineta asta la 10X sunt ambele pe partea dreaptă. Nu-mi place că sunt de 140, la greutatea asta a trotinetei trebuia să fie de 160. La DM10 discurile sunt unul pe partea dreaptă, unul pe partea stângă. Cam asta a fost comparația, două trotinete puternice. Atenție, nu le cumpărați dacă nu știți să... Nu le cumpărați dacă nu știți să mergeți cu ele, pentru că sunt și foarte periculoase. Dacă v-a plăcut această comparație, puteți să vă abonați la canalul meu, puteți să dați un like la acest video și puteți să-mi lăsați în comentarii ce alte trotinete vreți să mai compar. Cosmine? Da. Ce faci, bă?